Distinși invitați, bine ați venit la ceremonia de inaugurare și sfințire a monumentului dedicat eroinei naționale sub locotenente Caterina Teodoroiu. Am onoarea să vă salut. Sunt sub locotenente Caterina Teodoroiu. 23 de ani, căzută pe front. Prizonieră, am fugit. Rănită de 2 ori, am zăcut în spital și după ce m-am făcut bine, m-am reîntors pe front. Restul sacrificiului meu îl știți din cărțile de istorie. Puteam să stau, să aștept să facă alții România mare în locul meu. Am crezut ca mulți români de atunci că țara nu are nicio datorie față de mine. Țara nu este pentru unul, țara este pentru toți. Ce important un monument al Ecaterinei Teodoroiu în 2023, pentru că România are nevoie de repere și Ecaterina Teodoroiu este un model. Să pui o cauză mai înaltă, în cazul ăsta, cauza națională înaintea propriei persoane, asta e ceva ce devine rar în societatea de azi și tocmai de aceea e important ca tipul acesta de modele să-l promovăm.